Actuală regional începe, bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Grația Moldovan. Discutăm despre agricultură, acest domeniu extrem de important, chiar vital pentru România. De altfel, astăzi în Cluj a avut loc un eveniment extrem de frumos, organizat la USAMV, unde s-au întâlnit uh, decidenți politici, specialiști în agricultură, chiar uh, câștigători de premii. Și mai mult decât atât, ce e un lucru frumos și trebuie menționat, s-au discutat, am numărat eu 10 teme extrem, extrem de de bune pentru agricultură. Cumva s-a pus punctul pe ei. Parte din aceste teme și noi le vom aborda astăzi cu o garnitură de invitați, cum am spus la început, de decidenți politici, de specialiști în agricultură și încep cu domnul Adrian Oros, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Bună seara, bun găsit! Bună seara. Felix Arion, președinte Agrocluster. Bună seara! Bună seara! Și îl avem prin Zoom, prin Skype, pe domnul profesor universitar doctor, Cornel Cătoi, rector USAMV Cluj. Bună seara, încă o dată. Vă rog să rămâneți, doamnelor și domnilor, alături de noi, pentru că va fi o emisiune extrem de interesantă și vom ridica temele care ne dor foarte mult despre agricultura uh, românească. Și încep cu domnul ministru, mulțumindu-i încă o dată pentru amabilitatea de a fi alături de noi. Să-l întreb despre companiile. De altfel a fost și o temă astăzi dezbătută la întâlnirea de la USAMV despre companiile din agricultură, sprijinirea lor concretă, palpabilă, domnule ministru, prin cifre și mă refer la ferme, producători și alți procesatori care sunt interesați de banii care vin și de politicile pe care Ministerul Agriculturii le are pentru acești oameni. Da, sigur, trebuie spus că acești bani care se dau, atât din fonduri europene cât și din fonduri de la buget, se dau pe baza unui program strategic. Program strategic care trebuie să urmărească nevoile și prioritățile agriculturii românești. Ori nevoile și, pro și prioritățile agriculturii românești sunt foarte multe. Noi tocmai finalizăm programul național strategic pentru perioada următoare. Și discutăm încă despre polarizarea proprietății, despre situația neclară a terenurilor agricole, despre fermieri și producători agricoli vulnerabili. Ei sunt cea mai vulnerabilă parte a lanțului trofic, despre abandonul zonelor rurale și a zonelor cu constrângeri naturale, despre agricultură meteodependentă, adică nu reușim să gestionăm riscurile și nu putem să gestionăm încă apa, așa cum ar trebui, apoi o balanță comercială deficitară, o piață locală slabă, produse tradiționale uh, și produse românești care sunt încă foarte puțin promovate, îmbătrânirea fermierilor, și acest lucru se întâmplă în toată Europa, și a forței de muncă din agricultură, lipsa forței de muncă calificate și responsabile, mai ales la nivel de licee și școli profesionale, un mediu asociativ încă slab, un acces dificil la finanțare, populații de animale cu valoare genetică scăzută în unele cazuri, dar și instituții slabe. Asta e diagnoza pe care am pus-o noi anul trecut, împreună cu fermierii, cu toate cele 119 asociații care fac parte din comitetul de monitorizare, când am gândit nou program național strategic, care va fi finanțat cu 21,6 miliarde euro perioada 2021-2027 plus banii care vin din bugetul național și plus banii pe care investesc acești Domnul fermieri. ministru, pare că agricultura e moarte clinică, am zice, la câte ne-ați înșirat. Nu, astea sunt prioritățile și nevoile priorități, care ar trebui și finanțate. ale agriculturii Astfel. care vin din trecut, sigur. Nu, nu, nu... Și care trebuie identificate, discutate foarte concret cu mediul asociativ, ca asta facem și să alocăm bani exact pentru aceste priorități. Și când ne gândim la agricultura noastră din trecut, cât de bună era, ce contributor la PIB-ul României, ce forță avea, ce putere eram în Europa ca astăzi să vorbim de aceste nevoi care le-ați înșirat acum foarte, foarte multe nevoi. Și când vorbim de nevoi, vorbim de bani. Și merg către domnul președinte și îl întreb, sunteți într-un cluster extrem de important, asociațiile acestea din agricultură, cum sunt ele sprijinite? Nu asta aveți nevoie de bani. Sunteți niște oameni care pe plan local vă promovați produsele și o faceți foarte bine. Iar vă loviți de politicile pe care Ministerul Agriculturii le are, indiferent de culoarea politică. Nu vorbim de culoare politică aici, ci doar de politici pentru sănătatea agriculturii românești. Ne lovim toți de o, de o nevoie de finanțare, nu numai cei din agricultură. Sigur că domeniul agricol și agroalimentar este un pic mai sensibil pentru că vrând nevrând trebuie să mâncăm toți și politica agricolă comună zice că toată lumea trebuie să aibă acces la alimente, alimente sănătoase și cu un preț acceptabil. Și sigur aici vine problema cu prețul acceptabil. Cum putem să le facem la un preț acceptabil? produsele respective care să poată intra într-o competiție corectă cu importurile masive, în special din Polonia, să nu ne ascundem care reușesc să producă la prețuri foarte mici. Pentru asta avem nevoie de finanțare. Pentru asta avem nevoie de finanțare pentru tehnologizare, ca să producem mai bine. Pentru aceasta avem nevoie de finanțare ca să ne certificăm produsele și să ni le cunoască lumea, să iasă în evidență cu ele. Și sigur, pentru toate aceste lucruri ne adresăm tuturor celor care pot uh, să ne furnizeze resursele financiare, nu vă ascund că noi lucrăm și cu băncile comerciale Lucrăm și cu. am aplicat pentru diverse proiecte europene și naționale și, practic, de aici vin, vine suma cea mai mare pe care. Domnule președinte, mă rog. un alt punct a fost, să spunem așa, agricultura de precizie dezbătut, foarte important, adică tehnologizarea, retehnologizarea din agricultura românească. Dar nu avem noi ceea ce ne trebuie, sisteme de irigare eficiente care să ajute agricultura românească. Nu, nu avem. Păi nu avem. Păi și de aici pornește totul. Adică de la... ne dorim tot felul de uh, tehnologii moderne. E bine că ne dorim, dar nu avem baza. Pentru că vorbim de secetă, vorbim de schimbări climatice, seceta ne afectează și pe noi. Ce facem? Dar, în același timp, aș face o paralelă cu internetul. Vedeți că noi ne-am grăbit, am sărit câteva etape și avem unul dintre cele mai rapide internete din uh, viteza de internet din Europa. Adică n-am stat să săpăm încă o dată, ci am trecut direct în față. Este un lucru pe care de ce să nu încercăm să-l facem? La fel vorbim acum de uh, o agricultură prin satelit, vorbim de senzori. Evident că sunt necesari, pentru că altfel majoritatea uh, produselor noastre vor fi necompetitive. E adevărat că vorbim și de nevoi de bază, că depindem de uh, mediul... Uh, climatic și de schimbările mai mult decât uh, țările din vest și tocmai pentru că nu avem acea infrastructură de care uh, pomeniți și sigur este o discuție pe care domnul ministru poate să o, o, să o detalieze, că da, mulțumim pentru prezență, pentru transparență. Da. Noi, întrebările pe care le punem, nu sunt cu dedicație și pentru a, a, a stârni ceva, ci doar a vedea care este politica Ministerului Agriculturii cu un specialist cum este domnul Adrian Oros, de altfel, Clujan, de al dumneavoastră. O să avem și o legătură prin Skype cu domnul rector al USAMV, dar înainte o să-i rog pe colegii mei să vedem un material pentru că va. Am anunțat de un eveniment extrem de frumos organizat la Cluj cu prezența domnului ministru, a domnului președinte și a altor astfel de specialiști, unde s-au premiat uh, oamenii din agricultura din Transilvania. Haideți să vedem materialul, căci merită. Revenim cu discuțiile acestea un pic grele, da? Gala fermierilor din Transilvania a avut loc în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, dar nu întâmplător. O parte dintre cei premiati sunt foști studenți ai universității. Rectorul Cornel Cătoi consideră că mulți tineri ar fi atrași de agricultură dacă satul românesc ar oferi condiții de trai mai bune. Cred că aceasta este marea problemă în România: dezvoltarea, să spunem, sustenabilă a satului pentru a stimula cât mai mulți tineri să rămână în zona rurală pentru agricultură. În cadrul evenimentului au fost premiați fermierii care au investit în agricultura românească sau au atras fonduri europene. Maria Codrea, în vârstă de 29 de ani, deține împreună cu familia sa la satul mare o fermă de vaci de carne și de lapte și o cultură de căpșuni în sistem ecologic. Maria a fost premiată pentru câștigarea unui proiect în valoare de 2 milioane de euro. Proiectul constă în construirea unei ferme moderne de vaci de carne în sistem ecologic. A fost, valoarea proiectului a fost de 2 milioane de euro cu 90% bani primiți de la Uniunea Europeană, adică aportul nostru a fost doar de 10%. Acest lucru se datorează faptului că sunt tânăr, sunt femeie și am studii superioare în domeniu și evident m-am îndreptat către agricultura ecologică, care deja noi am început să, să lucrăm de vreo 5 ani în, a, în această parte. Mihai Grama este apicultor de mai bine de 32 de ani. Acesta a înființat de asemenea o asociație prin care promovează produsele montane în mediul online. Trebuie să știm să consumăm aici și să asigurăm consumul internet. domne, producția aia bună trebuie să fie valorificată aici. Așa cum eu aș putea acum să-mi vând toată producția în afară și să n-am nicio grijă. Dar am zis nu, îmi vând exclusiv în țară și uh, mă asigur ca bătrâni, copii, oameni care au o problemă de sănătate să mănânce sănătos în primul rând și gustul acela al copilăriei să rămână aici în țară. Ministrul Adrian Oros le-a prezentat fermierilor care sunt prioritățile și nevoile agriculturii românești, precum și care sunt măsurile cu care guvernul vine în sprijinul lor. Venim după un an greu anul trecut, în care criza sanitară s-a răsfrâns și asupra crizei economice. A fost și o Perioada de secetă puternică anul trecut care a afectat producțiile, anul acesta, din punct de vedere agricol, a fost ceva mai bun. Și anul acesta mai are o specificitate. Anul acesta va trebui să finalizăm noul program național strategic pentru următoarea perioadă a politicii agricole comune și împreună cu fermierii facem acest lucru. Oros a vorbit și despre faptul că importăm excesiv. Cea mai mare prioritate este cea legată de deficitul balanței comerciale. Acolo trebuie să schimbăm această paradigmă prin care exportăm masiv, atunci când avem producții bune, exportăm masiv materie primă care este purtătoare de subvenții, practic exportăm subvenții și să importă hrană procesată cu mare valoare adăugată. De aceea... Cea mai importantă măsură a fost aceea de a aloca peste un miliard de euro în următorii doi ani capacității de depozitare și procesare, astfel încât fermierii să aibă posibilitatea să-și depoziteze și să-și proceseze producția primară în țară și să exporte materie primă procesată. În cadrul Galei au fost recompensați tinerii fermieri, femeile din agricultură, excelența în acest domeniu, schimburile de bune practici, inovarea sau crearea de locuri de muncă. Am revenit în platou cu invitații mei, doamnelor și domnilor. Am reținut din acest material un lucru extrem de important. Tinerii care vor avea câștig de cauză. Vorbea domnul ministru, invitatul meu de astăzi, despre. O îmbătrânire în agricultura românească, nu doar pe planul românesc se discută de acest lucru, ci pe plan uh, european. Uh, și mi-a atras atenția faptul că sunt tineri care sunt implicați. Oare ce șansă au ei pentru un viitor, pentru a crea, pentru a câștiga și pentru a veni cu produse bune? Uh, cred că ne va lămuri uh, un specialist, un om care este mereu printre tineri, domnul rector Usa MV. Uh, domnul rector, vă salut! Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru că sunteți cu noi în această garnitură de specialiști și v-aș ruga, domnule rector, să ne spuneți cu adevărat dacă acești tineri uh, au câștig de cauză, statul îi susține uh, în lupta aceasta greoaie uh, care se dă în agricultura românească, legat de fonduri, legat de capabilitate, de infrastructură, uh, dacă aceștia au șanse reale sau uh, sunt doar câțiva pe care îi premiați așa la ceremoniile acestea pentru imagine. Am o teorie. Așa cum spunea Napoleon, fiecare soldat are în rucsac un baston de mareșal. Depinde de fiecare tânăr cât de serios abordează școala, profesia pe care o în care evoluează. Iar, pe urmă, în viața reală, de după, de după școală, Depinde cât de, cât de mult își dorește să facă un anumit lucru, cât de perseverent este și ce energie... Domnule rector, presupunem este că este perseverent, sens. că l-ați instruit bine la Universitatea de Prestigiu pe care o păstoriți. Ce face el când iese în piață, când vine cu proiectele la minister, când își dorește să facă ceva, când se uită cu un ochi la colegii din Europa și văd că au șanse mai mari. Dați-ne dumneavoastră o undă verde care, ce fel. Au șansa că toți, toți absolvenții noștri, ca nici absolvenții din. Nu, nu toți absolvenții din alte universități vor fi patron de firme sau proprietari de terenuri. În primul rând, ei sunt specialiști, pot să-și să ofere serviciile către mari fermieri, mari sau fermierii medii. În plus, poți să deschidă propria afacere. Eu cred că sunt șanse reale și în România, ca și în alte țări. Mici în alte țări nu este totul roz, dar probabil că atitudinea față de muncă, încrederea, curajul, poate chiar educația din, din familie pro-muncă, este mult mai. Aveți cunoștință de un procent în România de fermieri tineri care au reușit, care au plecat cu un proiect și au ajuns cu el până la capăt? Nu pot să vă spun că am date statistice, poate să le, să le căutăm și le găsim, dar am, am destule exemple de absolvenți de la noi pe care îi cunosc și din alte universități care desfășoară activități în agricultură, în viața reală, cu mare succes, aducându-le satisfacții personale. Știi, Mulțumesc deocamdată. Domnule și Ministru, materiale. așadar, că discutăm de procente, nu v-aș întreba procente, aș întreba eu, vă spun exact. Dar vă rog. Deci, populația rurală, doar 29% din populația rurală este sub 40 de ani, iar dintre fermieri, doar 11% sunt sub 40 de ani în România. De aceea avem programe dedicate. Sunt programe de instalare a tânărului fermier. Anul acesta, la noua sesiune, am crescut cuantumul sunt niște startup-uri, erau înainte 40-50 de mii de euro, acum am crescut la 60-70 de, de euro. Sigur, toți cei care își cuprind agricultura ecologică, smart agriculture, sau care sunt membri în cooperative, tocmai ca să încurajăm să intre, au punctaj mai mare și finanțare mai mare. De asemenea, pentru prima dată, începând de anul trecut, terenul ADS-ului, deci terenul statului, care este liber de, de contracte, l-am dat doar tinerilor fermieri. Doar mai mult, această, acest program de intrare a tinerilor fermieri l-am făcut anul trecut coline separată pentru tinerii care lucrează în agricultura altor state, au pregătire de specialitate, lucrează acolo unii de ani de zile, au cunoștințe temenice și să vină prin acest program start startup să preia fermele sau gospodăriile părinților sau ale bunicilor. Mai mult, pentru programele de finanțare care le-am lăsat acum de 3,2 miliarde de euro doar pentru următorii 2 ani investiții, avem pachet dedicat tinerilor fermieri. La plata pe suprafață. Lumea trebuie să știe. Plata pe suprafață, pe lângă plata unică care o toată lumea, tinerii fermieri beneficiază de ceva în plus. Deci sunt diverse scheme și plăți directe și fonduri europene din pilonul 2 în care să încurajăm instalarea sau preluarea, mai corect spus, a afacerilor sau din agricultură de către cei tineri de la părinții lor. E bine pentru acest mesaj pe care le transmiteți. Sunt foarte mulți tineri care doresc poate să-și schimbe chiar domeniul de activitate și pot să pornească pe acest drum prin uh, garanțiile pe care ni le-ați dat. Dar vreau să vă reamintesc, domnule ministru, și știți mai bine ca mine și domnule președinte și domnule rector și noastre, doamne și domnul, vă spun că piața românească este. Uh, uh, plină de produse uh, din afară, 70% de produse uh, alimentare pe care noi le consumăm. 70% e un procent enorm. Uh, vă dați seama cu ce se luptă agricultura. Domnule ministru, uh, la un asemenea procent uh, ajungem să ne speriem. Uh, yeah. Și noi ne lăudăm că vrem să facem, e bine că se încearcă, dar cum putem acest procent să-l diminuăm? Simplu. În vă primul rog. rând, dumneavoastră și toți cei care se uită la noi, să mergeți în magazine să cumpărați produse românești. 80%, 80% din problemă se rezolvă prin atitudinea responsabilă a cumpărătorului. Mă iertați, nu da. le găsim, nu, nu găsim, nu. găsim produsele străine de să că vă spun. Și vă să vă mai spun ceva. Uh, și produsele bio, că ajungem și la acest uh, domeniu, și produsele bio sunt destul de costisitoare. Vă las cum să vă. Da. Deci, peste tot, peste tot în lume, cumpărătorul responsabil cumpără doar produse locale și produse ale statului respectiv. Toți. Asta se face prin educație, zilnic în familie și zilnic la școală. Apoi vine statul cu măsuri de sprijin. Oricâți bani, oricât de fonduri europene s-ar dirija în acest domeniu, dacă cumpărătorul nu cumpără produsele respective. Dacă cei care sunt producători mai mici nu reușesc să se organizeze în cooperative, pe unde în așa fel... Pe pe acești oameni? Decât în niște târguri? Pe acești producători tradiționari, locali? Nu îi vedem în marile lansuri de magazine? Numai puțin. Dacă mă lăsați, vă spun. Vă sunt din fericire și noi încercăm să promovăm și faptul că se poate. Pentru că dacă în continuare ne vom lamenta că nu se poate, nu vom ajunge la nimic. Sunt din nefericire, prea puțin, dar sunt foarte mulți agricultori mici care s-au unit în cooperative, sunt multe cooperative în toate domeniile de activitate și domnul profesor poate să vă confirme, atât în Dobrogea, cât și în Oltenia, cât și în Moldova, cât și la noi, care au reușit prin cooperative să-și crească puterea de negociere. Practic, cooperativa asta face. Te face mai sustenabil, mai predictibil, poți să ai o putere de negociere și când cumperi inputurile, dar și când să-ți vinzi marfa. Și în momentul când ai o anumită cantitate, o anumită predictibilitate, standardizare și o anumită ritmicitate, poți să faci contracte cu, uh, cu, uh, și cu marile lanțuri. Deci poți să faci așa ceva, dar trebuie să faci un efort să intri în cooperativă. Toate formele de sprijin care acum le lansăm, facem în așa fel încât dacă ești în cooperativă, ai din start cu 20% intensitate de sprijin mai mare. Vă dau un exemplu. Dacă vreți să faci un depozit un simplu fermier are 50% bani europeni, 50% banii lui. Dacă intră într-o cooperativă, din start, e 70% intensitatea de sprijin. Dacă este într-o zonă cu constrângere, are 10%. Unde e vizibilitatea lui? Asta vă întreb. Unde îl găsim pe el? Acest producător cu produse românești, care sunt da, organizate, cum o să fie. Vă dau exemplu ceea ce se întâmplă la Cluj. Deci, pe lângă politicile naționale care trebuie să le facă guvernul, fiecare zonă, fiecare județ are o anumită specificitate. Și acolo autoritățile publice locale trebuie să facă ceea ce se întâmplă la Cluj. Conceptul produs local sau produs de Cluj, prin care încearcă să scoată ceea ce are mai valoros Clujul. Dacă în toate județele se întâmplă acest lucru, dacă se întâmplă și la nivel local acest lucru, atunci toate brandurile locale, toate businessurile locale de agricultură vor fi sprijinite. Deci trebuie să vină și din partea fermierilor, și din partea statului, dar și de la nivel central și de la nivel local. Și peste ceva vreme, pentru că noi ne comparăm cu alții care fac asta de sute de ani, și cu un cumpărător responsabil care caută doar produse locale și produse românești, o să obținem și noi ceea ce se întâmplă dincolo. Altfel, o să vină foarte mulți bani, pentru că bani sunt și se pierd. Timp se pierd mulțumesc, și domnul și ministru, dată. Să mergem către domnul profesor, domnul președinte. Uh, domnul ministru zicea de consumator practic cade pe umerii lui uh, această greutate, deși între ghimele greutate, că am mâncat produse naturale românești, am sprijinit uh, economia locală, e foarte bine ce spune domnul ministru, dar greutatea pică pe el pentru că îi trebuie și bani pentru că aceste produse, pe de o parte cum ziceam, revin, mă iertați, nu le găsim acolo unde trebuie, în marile lanțuri, unde e, e facil să mergem și pe de altă parte, une chiar sunt uh, costisitoare produsele acestea. Că vorbim de roșii românești. Ne-am dus cu toții în piață, am cumpărat un kilogram de, de roșii. La cât erau roșiile alea față de roșiile importate? Fără gust, e adevărat. Câtă lume din România, cât ce procent de, de oameni din România aleg ceea ce spunea domnul ministru foarte bine și mulțumesc încă o dată pentru transparență și, și pentru prezență. Da, Eu, eu sunt absolut de acord cu uh, ceea ce a afirmat domnul ministru și cu anterior. Mine, nu. Absolut, la fel. La asta mai am încă niște mici uh, haideți să spunem reticențe, pentru că produsele românești se găsesc în supermarket. Nu este în față și este foarte păi, simplu. Se... Problema este a noastră a consumatorilor față. pentru că uh, supermarketurile sau, mă rog, marii retailer le dau ce cerem. Noi cerem produse ieftine atunci aia ne pun în față. ieftinele nu sunt românești. Bine, rău, aici e o altă, e altă problemă. Ce este nevoie? Este nevoie de un sprijin de la nivel local, regional, național și chiar și schemele europene de calitate să învățăm și să educăm consumatorul că dacă plătești un leu în plus pe un anumit produs, parte din taxele astea se la el. Deci chiar dacă pare în momentul de față când merge la casă, că dă mai mulți bani, banii aceia se întorc prin taxe, prin sprijinirea vecinului lui, prin toate... Ideal asta ce este spune produsie. și dumneavoastră și domnul ministru. Dar este un lucru care în Franța se întâmplă de e zeci Franța, de ani. E Franța, domnule președinte, e Pentru Franța. Că ani de zile în care au fost învățați să facă treaba asta și sunt mândri dacă mă duc într-un magazin, nu o să mă ducă să mi dea altceva decât produsele lor. Ei. Iertați-mă că vă întrerup. Timpul e, e foarte puțin pentru asemenea garnitură de uh, invitați specialiști de demarcă, teme grele. Uh, sigur, o să mergem la domnul rector într-un minut și cred că asta a fost tot ce am putut să discutăm astăzi, cu mențiunea că poate ne vom revedea cu acești oameni uh, specialiști. Uh, domnule rector, dumneavoastră, cum vedeți, vă întreb uh, la modul direct una dintre temele de astăzi, prevederile PAC 2021-2027. Uh, acest. Uh, acord, să spunem, european, o, o gură de oxigen care uh, ar merge spre dezvoltarea rurală. Uh, sigur, uh, vă este dedicată această întrebare, scurt într-un minut, ca să pot să mai vorbesc în platou cu domnul ministru și domnul președinte pe acest subiect. Vă rog. N-am înțeles foarte bine întrebarea. Sigur, Prevederile, ministru. cum ne încadrăm noi, cum banii aceștia din PAC 2021-2027. De fapt, indiferent de finanțare și de... Noi avem niște targeturi, niște obiective pe care trebuie să le îndeplinim, iar prin adaptarea noastră la diferitele proiecte de oferte de finanțare, trebuie să ne acoperim în primul rând aceste obiective. Sunt de acord cu ce au spus colegii mei, că de fapt suntem colegi în aceeași universitate, Uh, aș insista pe diversificarea producției, începând diversificarea producției agricole, uh, cultură mare, legume și așa mai departe, uh, creșterea gradului de prelucrare... Ca să o exportăm, iertați-mă să o exportăm, pentru că vedem o, o chestie senzațională pe partea de grâu. Exportăm foarte mult, mâncăm pâine congelată. Nu e o crimă că mâncăm pâine congelată, dar prețul e foarte mare, domnule rector. Să să fie mai multe fabrici care să prelucreze produsele agricole, dar și producția agricolă să fie mai diversificată ca să ofere fabricilor de conserve, de prelucrare, târgurilor, piețelor, mai multe produse românești. Nu numai grâu, floarea soarelui, speclă, pardon, speclă nu prea facem, porușe mai departe, sau numai tomate. Trebuie să avem toate legumele, toate verdețurile, de la plante aromatice până la salate, cartofi dulce, Mulțumesc, masă domnule de rector. De e de posibil, de domnule ministru. Mulțumesc foarte mult. Timpul ne presează. Domnule ministru, ce spunea domnul rector e, sună foarte bine. Să avem aceste culturi diversificate, să avem o, o agricultură românească autentică și după ce ne-am construit noi aici toate nevoile și ne-am hrănit din ea, după aia să exportăm ca să nu ajungem cu grâul pe care nu putem să-l procesăm la noi când avem tehnologie așa cum se zice. Da. Deci, deficitul balanței comerciale, pentru că dumneavoastră la asta vă referați, care a crescut începând din 2016, prin faptul că se exportă foarte multă materie primă, cereale boabe sau animale vii, care sunt purtătoare de subvenții, deci practic se exportă subvenții, pentru că așa este mai comod. Fermierul face ce este mai comod, dacă sub modul ăsta a fost subvenția. Uh, <coughs> Ce putem face noi acum, când începe noua politică comună? De exemplu, pentru următorii de ani, din cele 3 miliarde de euro pentru investiții, 1 miliard de euro, 1 miliard 200 de euro sunt doar pentru depozitare, procesare. Asta în fermă. Pentru că noi ne dorim ca fermierul, producătorul primar, cel care e veriga cea mai slabă să aibă depozitare și procesare. Avem și o măsură 4.2 pentru unde poate oricine să aplice, dar noi ne dorim ca, în primul rând, capacitățile de depozitare și procesare să fie al producătorului primar. Altfel, dacă altcineva își face procesare, depozitare, o să dicteze tot timpul prețul cel mai mic sau o să cumpere din altă parte. Dacă vor înțelege în acești doi ani și după aia, producătorii, cei mari sau cei mici, împreună într-o cooperativă, care fel nu pot să acceseze, să ia acești bani, să-și facă depozitare, să-și facă procesare, atunci vom mânca produse procesate românești și vom exporta produse cu mare valoare adăugată. Altfel vom continua să exportăm materie primă și vom cumpăra hrană procesată că avem nevoie. Bun, acum v-aș întreba când acest protocol european pacul acesta 2021-2027 vorbește de dezvoltare rurală și aici mă îndrept către domnul profesor domnul președinte care spune așa că vorbeam și de tineri, dezvoltarea rurală în ce sens să-i ducem pe, pe oameni către zona rurală, o dezvoltăm da, există o tendință de mutarea noastră către zona rurală din multe motive, dar nu din motivele acestea agricole se poate vorbi de un fenomen, de un trend care va veni prin aceste prevederi, de care vorbea și domnul ministru, de banii din acest pact 2021-2027? Eu sper că da, pentru că noi, orășenii, ne mutăm în zona periurbană, nu în zona rurală. Deci, ceea ce facem noi nu facem așa decât să urbanizăm uh, zonele rurale din jur. Dar există foarte mulți bani prevăzuți în PNS care planul strategic național, care exact pentru același lucru este să reducă aceste disparități între mediul rural și mediul urban și să țină tinerii acolo, pentru că noi îi educăm la universitate, văd ce este Clujul și este foarte greu să întoarcă acasă dacă nu au condiții care să le, să le ofere ceea ce știu. Și eu cred că se poate. Uniunea Europeană oferă, domnule ministru, foarte, foarte mulți bani. O felie poate să o aibă și România. Agricultura românească e la un anumit nivel. Poate nu mai e cum era în trecut, dar e la un anumit nivel. Europa are nevoie de noi. Noi avem nevoie de Europa prin banii pe care o oferă. Green Deal-ul ăsta de care se vorbește vine și este un colac de salvare într-o oarecare măsură. Sigur, sar de la o temă la alta, pentru că vreau să abordez măcar trei teme, cred că am ajuns din cele zece, extrem de ofertante. Colegii îmi spun că am un minut jumate și nu mă mai lungesc. Grindilul nu este un colac de salvare. <coughs> și fermierii știu acest lucru. Grindilul este o nouă paradigmă pe care se va desfășura politica agricolă comună. Grindilul vine să ne spună că trebuie să fim mai responsabili cu resursele, pentru că le-am moștenit de la cei dinainte noastre și trebuie să le lăsăm la cei care vin după noi, adică solul și apa. Trebuie să facem o agricultură mai responsabilă. Aia înseamnă mai puține îngrășăminte, mai puține substanțe, mai puține antibiotice. Aia înseamnă producție mai mică, costuri mai mari, prețul mai mare la alimente. Alimente mai sănătoase. Și atunci, asta le-am spus-o peste tot oamenilor, inclusiv la Bruxelles. Dacă noi nu avem certitudinea că putem proteja spațiul european de pătrunderea mărfurilor din țări terțe care nu-și propun acest green deal ambițios, acele mărfuri vor fi mai ieftine, cumpărătorul european va cumpăra cea marfă mai ieftină și primul Lucrul care se va întâmpla va fi destabilizarea și falimentarea fermierilor europeni. Când spuneam cu de salvare, mă refeream, la, mă refeream la, consumator, că va avea o hrană mai, mai, sănătoasă, mai, bun, mai, sănătoasă, dacă e dispus să plătească mai bine. Așa se întâmplă și cu produsele tradiționale, iertați-mă. Nu, dar aici pericolul este că nu se pot proteja granițele Uniunii Europene, pentru că sunt tratate internaționale, Organizația Mondială a Comerțului are tot felul de tipuri de tratate prin care mărfurile din alte țări pătrund și sunt mai ieftine. Am terminat o concluzie, vă rog. O concluzie legată de, de felia aceasta de, de bani pe care o putem primi și de care... Concluzia este că banii primim. Acestea sunt bani cerți. Deci nu sunt uh, bani ca din PNR. 21,56 de, de miliarde vor veni în următorii șapte ani. 13 miliarde sunt pentru plăți directe, plăți pe suprafață și plăți pe număr de animale. 7,6 miliarde sunt plăți, banii pentru investiții. Ideea este ca să investim cât mai inteligent și cât mai corect. Să nu fie sifonați în altă parte. Asta este cel mai important lucru. Cu iertare pentru ceilalți doi invitați, din păcate, l-am. Uh folosit, să zic așa, între ghilimele pe domnul ministru, l-am avut aici și a venit cu date foarte clare, certe, concrete. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, pe un subiect extrem de important, acest domeniu vital pentru România, industria, să susținem, noi consumatorii, să susținem producătorii locali, reținem acest lucru. Mulțumesc invitațiilor mei, Adrian Oros, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Felix Arion, președinte Agrocluster și domnului profesor universitar, dr. Cornel Cătoi, rector USAMV Cluj. Noastră vă doresc mai bine.